găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne la această ediție a emisiunii de la Tulcea News, într-o comună în care vezi cu ochii cum se întâmplă lucruri. Lucruri care în urmă cu vreo câțiva ani nici măcar nu erau un plan sau poate că nimeni nu le visa. Iată că acum nu numai că se întâmplă, dar se fac cu repeziciune și asta datorită mâinii puternice a unui primar gospodar, pe care de altfel l-am invitat în emisiunea de astăzi. Bun găsit, domnule Bălan. Aș vrea să vă întreb la început, înainte de orice. Sunt proiecte pe care acum le definitivați. Vă gândeați în urmă cu, eu știu, 4 ani că veți ajunge să le faceți? Aveați speranță atunci sau era doar un vis așa undeva departe? Bună ziua, domnule Adrian. Bine ați venit în localitatea noastră. Mă așteptam să puneți întrebări de genul ăsta. Da, într-adevăr, dacă dau timpul înapoi și merg acum 4, 5, 6 ani de zile, când aveam calitate de consilier, până să ajung primar al acestei localități, îmi era foarte greu să cred că localitatea Turcoaia va beneficia de astfel de investiții, în condițiile în care lucrurile în zona rurală mergeau din ce în ce mai anevoios. Cum arăta localitatea acum 4-5 ani, pe vremea, în momentul la care noastră era consilier? Cum arăta atunci, ca să o luăm așa, oarecum cronologic? Comuna Turcoaia nu este o comună, să zic, foarte săracă. Este o comună bogată și datorită faptului că în zona noastră își desfășoară activitatea carierele de piatră, agenți economici puternici, care dă un plus de oxigen bugetului local al administrației locale. Atunci poate că era mâna de gospodar care lipsea. Nu pot să zic. Toți primarii care au fost înaintea mea au încercat să facă ceva. Poate că a fost și norocul meu, pentru că pe legislatura în care eu sunt primar s-a dezvoltat foarte mult PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ceilalți primari nu au beneficiat de acest program. E un noroc, numai că trebuia și accesat acest program, pentru că dacă îl ai și nu-l stimulezi din partea OAT-ului, nu stimulezi programul, atunci lucrurile trec pe lângă tine. Dar norocul este una dintre probleme, dar, cum a spus și dumneavoastră, este să și vrea. Pentru că, în momentul de față, dacă o luăm cronologic, din 2016, a trebuit să stopăm cumva o perioadă pentru avize, pentru autorizații, pentru lucruri care țin de hârțogăraie, să zic așa, după care a venit momentul implementării proiectelor propriu-zise, în teren. Ceea ce aș și văzut, am fost împreună în teren și ați văzut că se lucrează chiar în luna decembrie. Bine, ne ajută și timpul la momentul. Asta e un lucru mai rar întâlnit, pentru că nu vezi oameni care în luna decembrie se încumetă să se apuce de drumuri în condițiile în care afară sunt, eu știu, 6, 7, 10 grade Celsius, e puțin cam greu. Și totuși, dumneavoastră, nu numai că v-ați apucat, ba chiar sunt aproape gata straturile acestea de până la asfalt, cum ar veni. Și atunci e un lucru bun, pentru că veți câștiga timp. În prima oară intrați direct cu asfaltul, în așa fel încât să fie totul ok și să porniți cumva mai departe la drum. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Noi eram mult mai avansați în momentul de față. În schimb, am avut o altă lucrare care a precedat lucrările de asfaltat, și anume canalizarea localității. Este un alt proiect derulat tot pe PNDL, o lucrare care s-a finalizat cam în luna septembrie-octombrie, și este motivul pentru care noi nu am putut să demarăm lucrarea de asfaltat mai dinainte, pentru că eram foarte avansați. În momentul de față, poate că eram și asfaltat circa jumătate din localitate, din ceea ce ne-am propus noi să asfaltăm pe proiectul, pe programul respectiv.
În localitate se lucrează cu greutate și datorită faptului că sunt, avem de-a face cu relief aparte. O zonă cu multă piatră, dar și o zonă care este, sunt multe străzi în pantă, pantă destul de abruptă, adică nu este o șosea dreaptă pe care zici că vii, ai pietruit-o, ai asfaltat-o și ai terminat cu totul. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Riscul de a se produce avarie în timpul lucrărilor este mare, pentru că la o cantitate de apă, vorbesc de precipitații, la o cantitate de apă căzută într-un timp scurt, precipitații, cantități mari de apă căzute într-un timp scurt, se formează torenți. Vine pe versanți. După versanți, se acumulează apă multă și străzile devin practic impracticabile. Deci nu se mai poate circula pe ele. E un fenomen care ne se întâmplă an de an, atunci când sunt ploi consistente în zona noastră. La momentul de față, i s-a adus la cunoștință constructorului acest risc. Constructorul și l-a asumat, pentru că asta este situația. Și încercăm, pe cât se poate posibil, pentru că, vedeți, suntem în decembrie și încă se lucrează asidu, încercăm să finalizăm cel puțin 5-6 km de asfalt de străzi modernizate, cel puțin să le aducem la stadiul de roșu, adică în postura de a turna mâine asfaltul. În situația în care mâine am turnat asfaltul, să le avem finalizate. Dar le veți lăsa pentru primăvară? Le las pentru primăvară, pentru că riscul este prea mare să se simtă la calitate turnarea asfaltului. Absolut. Haideți să dăm puțin ceasul înapoi și să ne aducem aminte de anul trecut și de începutul anului. Ce proiecte ați avut înainte de partea asta de canalizare și de așa? Și aș vrea să vorbesc despre un proiect, chiar dacă n-am discutat înainte, despre un proiect care mie mi-a plăcut foarte mult și un proiect pe care l-ați făcut în așa fel încât Turcoaia a revenit pe harta turistică a județului. Mă refer la Festivalul Cetăților Romane, un festival care a adus aici atât o parte de cultură și de istorie, cât și parte de divertisment pentru localnici și nu numai. Anul trecut, de exemplu, atunci când a fost pe zona aceea de culme de deal, o zonă cu o priveliște superbă, a atras o grămadă de oameni, cu oameni care au venit și nu numai din județul Constanța, județul Tulcea, au venit și din Constanța, au venit și din Brăila și așa mai departe, oameni care au venit atrași de ineditul acestei idei. Cum ați venit cu această idee și cum s-a dezvoltat ea mai departe? Vedeți, dumneavoastră, în zona noastră, ca și în alte zone, important este să avem și infrastructură, dar important este să fim atenți și cu partea culturală, și cu sportul, și cu religia, pentru că este factorul, zic eu, esențial în a coexista cetățenii într-o anumită zonă. Pentru că la noi în zonă este cetatea Troy Smith, este o cetate cu o vechime de circa 2000 de ani, ne-a binecuvântat Dumnezeu, pentru că nu toate localitățile au posibilitate să dețină. Să se bucure cu asemenea bugăție culturală și istorică. Exact asta vreau să spun. Am încercat să dezvoltăm ideea de a aduce la cunoștință publicului din afara localității, care din ce în ce mai mult ne frecventa localitatea și datorită faptului că la noi în zonă este lacul Iacobdeal. Dacă ați auzit de lacul Iacobdeal, este o bază care atrage, un lac care atrage din ce în ce mai mulți turiști și am zis, de ce să nu aducem la cunoștință celor care vin în zonă, că mai avem încă o zestre mare în localitatea noastră și anume cetatea Troy Smith, care din păcate era cunoscută până la acest moment, dar nu atât de mult încât să poate să fie vizitată de un număr foarte larg de turiști. Este un punct arheologic, eu știu, în lucru, se mai sapă acolo? Care e situația, de fapt, acolo? Ce se întâmplă? Deci, cetatea Troy Smith este înscrisă în patrimoniu UNESCO. E un lucru extraordinar, pentru că este cunoscută și validată la nivel internațional. Noi nu avem posibilitate
să, cel puțin vorbesc de administrație, nu avem posibilitate financiară să putem să alocăm sume astfel încât să promovăm cetatea în afară de festivalurile care practic au început să prindă culoare de anul trecut. Adică ea trebuie restaurată, trebuie adusă la, la o valoare care să arate cel puțin așa cum era acum 2000 de ani, pe panoplii, pentru că este foarte dureros. Eu mă duc de multe ori în zonă și este foarte dureros atunci când îți dorești ceva și nu ai posibilitate să faci. Ministerul Culturii ar trebui să se implice mult mai mult, să ne dea concurs să facem un drum mult mai bun, până un acces care să asigure clar o deplasare normală a celor... Autocarelor, până la autocarelor, a mașinilor, și nu numai. Zona este superbă, ar putea să atragă turiști extraordinar de mulți și în felul acesta ar prinde viață nu numai turismul, și localitatea ca așezare afiliată cetății Troesmis. E al doilea festival, într-adevăr, din ce în ce mai mult lucrurile au prins curaj și merg pe o cărare, să zic eu, pozitivă, dar trebuie bani și bani știți cum sunt în ziua de astăzi, sunt proporționați de așa în natură încât sunt priorități pe utilități, pe asfaltare, pe alte. Se gândește poate de ce face domn primar festival la cetate când asfaltul din fața porții mele nu e făcut, într-adevăr, când trotuarul nu arată bine, când nu am canalizare sau nu am apă sau mă afectează ploile. Și atunci omul de rând din comună nu se gândește la asta. Dar trebuie spus și faptul că odată cu toate aceste lucruri care sunt făcute, odată cu turiștii care ar veni în zonă, pentru pescuit, pentru cetatea romană, pentru toate acestea, e bine, toate aceste lucruri aduc turiști și aduc bani în localitate, bani care după aceea fac localitatea să crească. Da, într-adevăr, aici toate lucrurile astea sunt înscrise în strategia de dezvoltare a localității. Noi avem, practic, un plan clar de dezvoltare a localității pe care noi trebuie să-l respectăm cât de cât, nu cât de cât, să-l respectăm în totalitate, aici. Da. Dar vreau să aduc în primul rând la cunoștință și în discuție faptul că indiferent cât de mult ți-ai dori un lucru, dacă în spate nu ai asigurat bugetul, partea de investiții, partea financiară, lucrurile rămân și stopează. Nu poți să mergi mai departe fără bani. Din păcate, au fost date legi, nu care au încurcat lucrurile, dar care, din punctul meu de vedere, au stat și pe loc. E un lucru bun că s-au mărit salariile în administrație, pentru că se muncea pe bani puțin. Ați atras și oameni mai competenți pentru și a scrie proiecte. Corect. Dar, vedeți dumneavoastră, banii din mărirea salariilor, din multe alte lucruri care au intervenit pe parcursul desfășurărilor diferitelor activități, practic au fost canalizați acolo și nu au fost strict verticalizați către anumite lucruri pe care ni le doream să ne le facem cu ardoare. Gen cetatea Troesmis, gen partea culturală, partea de sport. Avem în localitate o echipă de atletism condusă de un profesionist, domnul Ciulei Gheorghe, care a avut și care dumneavoastră practic ați luat interviu pe chestiunea asta, a avut succese răsunătoare în segmentul dânsului de activitate. Vorbesc de aruncarea suliței, vorbesc de disc, de greutate și cu performanții la nivel național și nu numai. Pe partea culturală, domnul director Paraipan Petre conduce un grup folcloric care a dus copii până, vorbesc de copii, care a dus copii până în faza de competiții naționale, internaționale,
televiziune și așa mai departe. Cum îi încurajați pe cei care vor să facă performanță, care vor să vină aici și să facă, să ducă elevii aceștia la competiții naționale, internaționale, de ce nu? V-ați implicat și în toate aceste lucruri? Ne implicăm atât cât ne permite bugetul. Am alocat într-adevăr sume nu suficiente, pentru că dacă ar fi să luăm în calcul banii care ar trebui cheltuiți necesari, nu cheltuiți banii necesari pentru a parcurge distanții, vorbesc pe spor și partea culturală, distanții spre vârful unde dânșii își se face performanțe, banii ar fi insuficienți. Orice activitate se face cu bani. Și îmi pare rău că trebuie să aduc în discuție acest lucru, ori de câte ori banii. Eu provin dintr-un mediu privat, așa, și lucrurile acolo fără bani nu prea merg. Și unde sunt banii bine drămuiți. Și unde sunt și banii bine drămuiți, așa, aveți dreptate. Apropo de bani, ați reușit în acest mandat să atrageți fonduri de peste 34 de milioane de lei. Sunt aproape 7 milioane de euro, bani atrași pentru proiectele din comună. Toate aceste proiecte, fie că vorbim de canalizare, fie că vorbim de asfaltare, fie că vorbim de lucrări la căminul cultural și așa mai departe, sunt sume de care vor beneficia locuitorii din Turcoaia. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste proiecte. În momentul în care vă gândiți să demarați un proiect, care este ordinea cu care le faceți? Pentru că am întâlnit primari care ne-au spus, noi am asfaltat și aveam aplicații și pentru canalizare, dar banii de canalizare n-au venit, așa că am fost nevoiți să asfaltăm. Și atunci, ca să nu pierdem banii, am mers și am asfaltat mai întâi cu riscul de a sparge după aia pentru canalizare. V-ați lovit de asemenea piedici în activitatea dumneavoastră? Sau au venit toate la timpul lor în așa fel încât să puteți să le faceți bine și la timp? Da, într-adevăr, cronologic vorbind, ele trebuie etapizate. Adică utilitățile după care asfaltul. Din fericire, noi așa am procedat. Am contat pe proiectele de utilități, apă, canal, după care, după cum vedeți, acum vine și asfaltatul. Să știți că nu numai priorități au fost apă, canalul și asfalt. Să știți că noi am pus bază mare și pe aerul care respirăm în localitate și pe apa care o bem în localitate. De exemplu, acum 2 ani de zile am luat decizii împreună cu Consiliul Local, pentru că Consiliul Local este factorul decizional, legislativ, după cum bine știți, și numai dacă dânsii își arată votul de a executa anumite lucrări, aveți atunci... Aveți susținere în Consiliul Local? Da, susținere este în Consiliul Local, chiar și din partea... Că culmea ar fi, de exemplu, să vrei să faci o stradă bună sau să forezi un puz de apă, iar cei din opoziție să zică nu. Nu se poate. Să ai o atitudine negativă împotriva locuitorilor care te-au votat și care te-au pus să faci treaba acolo. Se zice popular, aruncă lumea cu pietre după asta. Aruncă lumea cu pietre, sigur că da. Faci un lucru care este împotriva oamenilor. Nu se poate așa ceva, că până la urmă este împotriva normalității să fac așa ceva. Să știți că de când am intrat în 2016, a fost o prioritate chestiunea asta. Am plantat circa 28, vorbesc că am plantat împreună cu Consiliul Local, cu ATU, administrația locală, a plantat circa 28 de hectare de pădure, undeva în zona de luncă, în zona inundabilă, circa 17-18 hectare, și am plantat pe versantul din partea de amonte a localității, de acolo de unde vin apele pluviale, am plantat circa 10 hectare de sălcioară, care am considerat că ar fi un factor decizional în a opri, practic, pentru mai târziu, în momentul în care ele ajung la maturitate, ar opri apa care ne creează probleme după versanți.
S-a întâmplat acest lucru? Vedeți deja efecte pozitive? Nu încă nu. Încă nu, pentru că plantația este încă mică și ea își arată rodul cam peste 5, 6, 7 ani de zile. Dar niciodată nu este prea târziu. E bine că am început și suntem pe un drum bun și o idee bine lucrată la momentul respectiv. Un alt proiect care sunt convins că v-a fost drag și care este deosebit de util pentru tine în mod special este investiția în educație. Ați investit în reabilitarea școlii din localitate, o sumă importantă, o sumă de peste 100.000 de euro într-o clădire care chiar avea nevoie de acești bani. Aș vrea să ne vorbiți câteva cuvinte despre acest proiect. Da, școala generală, învățământul practic, este practic începutului pentru orice om care vrea să ajungă undeva în viață. Deci educația este primordială, nu numai în zona rurală, peste tot în lume. Am o colaborare extraordinar de bună cu școala generală, cu directorul școlii. Orice problemă pe care o înaintează administrația locală este ridicată la loc de cinste. O ridicăm imediat mingea la fileu, cum se spune. Și cu subiect și predicat încercăm să focalizăm problema și să o rezolvăm acolo unde este nevoie. Una dintre probleme era și partea de încălzire a școlii, pe care ați rezolvat-o cu branșamentul până la urmă la gaze. Din 2016, vorbesc în perioada în care sunt la conducerea OAT-ului, am gestionat lucrări de reparație la împrejmuire, am gestionat lucrări de întreținere, reparație și modernizare la toaletele din școală, cu rămpi de acces, cu una, cu alta. Am o școală? Da, o școală modernă. S-au schimbat, practic, rețeaua de aducție pentru centrala, într-adevăr aveți dreptate, pentru centrala pe gaz. Am schimbat buteliile și am modernizat rețeaua. Turcoaia, practic școala generală Turcoaia, va beneficia în cel mai scurt timp de un proiect de circa 470.000 de euro. Contractul este semnat, ordinul de începere a lucrării este dat, firma câștigătoare a proiectului este, începem să credem că în cel mai scurt timp va începe lucrările de modernizare, care constă în construirea a încă 3 săli de clasă. Jos, la parter, va fi o sală de sport și peste sala de sport va fi încă 2 săli de clasă, astfel încât să focalizăm învățământul numai într-un singur schimb, pentru că, din păcate, numărul copiilor a scăzut și în felul acesta putem să facem mari schimbări în program. Schimbări și în program și costurile pe întreținerea școlii vor scădea dacă vor lucra într-un singur schimb copiii. Câți elevi aveți în momentul de față? La momentul de față avem circa 300 și vreo 25 de copii. Asta înseamnă copiii de la grădiniță până la clasa a 8-a. Și un număr de cadre de circa 23-24, dacă nu mă înșel. Am observat un lucru care este la fel de important și trecem așa de la una la alta. V-ați ocupat și de partea asta de evenimente pentru oameni și nu mă refer numai la evenimentele realizate în comună, care au fost și anul trecut și anul acesta, ci mă refer și la salonul de evenimente în care ați investit, pentru că este important pentru om să știe că nu își face un eveniment în familie, fie că este fericit sau mai puțin fericit, într-o altă parte că e nevoit să se chinuie acasă și așa mai departe. Ați investit și acolo o sumă importantă, tocmai pentru bucuria omului de rând. Domnul Adrian, așa este, aveți dreptate, pentru că părinții noștri, bunicii noștri, eu personal, acolo ne-am făcut festivitatea atunci când ne-am căsătorit, când am avut bucuria de a avea un copil, ne-am făcut botezul. Și era păcat pentru că era într-o stare cam, zic eu, ireproșabil de proastă.
Am luat decizia împreună cu Consiliul Local să intervenim în a salva situația și, după cum vedeți, dacă ați fost în zonă și ați vizitat salonul de nunți, el este acum la un nivel, să zic eu, corespunzător de a-ți desfășura o activitate, o festivitate normală, mai ales că nu mai este altă locație unde să desfășoare astfel de evenimente. Am investit acolo circa 100 de mii de lei, vorbesc numai de incintă, am mai alocat circa 40 de mii de lei pentru amenajarea exterioară, vorbesc de parcare și toalete, și lucrurile, zic eu, că au intrat în normalitate din punctul ăsta de vedere. E un lucru bine făcut, cu viitor, să zic, un viitor sigur în a asigura tinerilor și celor care doresc să-și desfășoare o anumită zi onomastică, un anumit eveniment din viața lor, e dotat cu tot ce trebuie, cu căldură, cu apă, cu canal, cu tot. Și lucrurile sunt clare acolo. Un alt proiect, zic eu, la fel de important, pentru că durerea omului aia care îl face să uite de tot ceea ce altceva e făcut în localitate, a fost aducerea unui medic stomatolog aici la Turcoaia. Și ați reușit acest lucru, mai mult decât atât, ați investit în dotarea cabinetului cu toate cele necesare. Da, într-adevăr, se impunea acest lucru. Noi aveam o locație care, cu ceva timp în urmă, cu mai mult timp în urmă, era cabinet medical. A intrat în umbră situația, iar noi am adus-o la lumină. Am modernizat, am făcut reabilitare la apartamentul respectiv, unde el deja funcționase ca cabinet medical. Am găsit un medic stomatolog, l-a echipat cu tot ceea ce era necesar pentru a-și desfășura dânsul activitatea acolo, astfel încât în acest moment funcționează după un program de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Cetățenii Comunei Turcoaia beneficiază de asistență medicală în acest segment. Și mai mult decât atât, pentru că este legat de cabinetul medical, în zona respectivă am făcut lucrări de amenajare. Am demolat centrala termică care deservea blocurile existente în zonă și am revitalizat practic locul, o parcare care asigură la acest moment circa 30 de autovehicule cu cale de acces bine gândită. Zic eu că zona s-a bucurat de atenția UAT-ului și s-au așezat lucrurile pe un făgaș bun acolo. Ne-am apropiat de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb la final, cu atâtea proiecte în lucru, cu atâtea proiecte care sunt aproape de final, dar și cu proiectele viitoare, oamenii se întreabă, rămâne domnul primar să candideze în continuare? E o întrebare. Să știți că nu toți oamenii, cum de altfel peste tot în lume suntem, nu toți oamenii sunt mulțumiți. Să nu credeți că n-am auzit, de exemplu, știți, pentru ce a făcut-o pe aia? Că nu era. Cetățeni care m-au oprit și mi-au zis, foarte bine, domnul primar. Era un lucru care se impunea a fi făcut. Sunt cetățeni care sunt mulțumiți, sunt cetățeni care nu sunt mulțumiți, dar una peste alta, dacă reușești printr-un proiect de genul ăsta să satisfaci doleanțele a marii majorități a cetățenilor. Și măcar doi oameni, dacă sunt mulțumiți. Sunt mulțumiți. E un lucru extraordinar. Să știți că sunt multe de spus. Sunt multe lucruri care s-au făcut și nu s-au adus în această emisiune în discuție. Pentru că vreau ca cetățenii, practic, nu eu să le deschid calea, vreau cetățenii să vadă acest lucru. Am făcut lucrări mari, nu numai în intravilanul comunii. S-au făcut lucrări în extravilanul comunii. S-au decolmatat canalele. Un lucru important, extraordinar de important pentru activitatea agricolă
din localitate. Am implementat un proiect privat, practic, și parcă eu v-am mai amintit dumneavoastră acest lucru, de a pompa apă din Dunăre în incinta indicuită. Un proiect foarte important și important. Pare rău că n-am abordat, dar haideți să vorbim puțin și despre el. Ce faceți acolo? Ce vreți să faceți acolo? Deci deja am montat pompa cu tot ansamblul de care va activa pomparea apei și suntem în etapa de a lega la sursa de tensiune și cred că în primăvară, mai mult ca sigur, va funcționa ireproșabil. Acest lucru este necesar în condițiile în care mărturie sunt 2 ani la rând de secetă accentuată. Vă dați seama, anul trecut cetățeni din comună care au cultivat și sunt implementați în a cultiva în zonă, fermieri la orice nivel, mai mic sau mai mare, au simțit pe pielea lor ceea ce înseamnă o secetă accentuată. Vă dați seama ce înseamnă să cultivați un hectar de teren, să cheltuiți 2.500-3.000 de lei și la urmă să trageți linii și să nu. În condițiile în care poate aveți guri de hrănit în sensul animale, vorbesc de animale. Deci e o situație care, din păcate, se accentuează și anul acesta și dacă se repetă și nu avem siguranța ducerii la bun sfârșit a culturii, este o mare problemă în zonă. Eu sper să rezolvă acest flagel, în sensul în care vom beneficia de apă în orice moment al anului. E și păcat cu Dunărea aproape. E un mare păcat. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Spuneți. Mergeți mai departe sau nu? Sau încă n-ați luat această decizie? Domnul Adrian, voi face un sondaj. Iar dacă cetățenii comunei doresc să le fiu în continuare coordonator, nu conducător, coordonator. Dacă doresc acest lucru, probabil mă voi angaja mai departe. Dacă, în urma sondajului, văd că dânșii îți doresc altceva, atunci vă dați seama că e natural și omenește să te retragi, pentru că nimeni nu este bătut în cui. Poate îți doresc pe altcineva care e mai bun, nu? Și trebuie să lași portița deschisă, nu trebuie să te agăți de scaunul de primar. Scaunul de primar, dacă vreți să vă spun, e un scaun cu 3 picioare. Dacă nu stai tu cu picioarele înlocuindu-l pe al patrulea bine, atunci îl pierzi repede. E bine că ați spus asta, pentru că în emisiunea următoare vom discuta despre proiectele viitoare, vom discuta despre felul în care toate lucrurile care au fost făcute până acum se leagă în această strategie, în acest plan pentru Comuna Turcoaia. Și mai mult decât atât, oamenii vor vedea ce s-a făcut, sau au văzut acum ce s-a făcut, dar vor vedea și care sunt planurile pentru localitate, pentru că ele sunt multe, sunt importante, sunt planuri care sunt menite să atragă și mai mulți bani în zonă, bani de care vor beneficia și lucrări de care vor beneficia toți cei care locuiesc în Turcoaia. Și la final aș vrea să vă spun, pentru că ne apropiem de final de an, să transmiteți un mesaj celor care ne privesc, iată, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Da, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin intermediul dumneavoastră, urez tuturor cetățenilor Comunei Turcoaia, și nu numai, tuturor celor care ne vizitează localitatea, poporului român, de ce nu, multă sănătate, pentru că asta e urarea principală. Multă sănătate, un an viitor cât mai prosper și să dea Dumnezeu să ne vedem în 2020 în aceleași condiții de siguranță, cu zâmbetul pe buze și cu același aplomb în a rezolva problemele vieții. Mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-a acordat-o cetățenii în 2016. Și încrederea pe care mi-a dat-o pentru a parcurge, pentru că nu este ușor în administrație, din afară este ca la fotbal. Toată lumea se pricepe la fotbal, din tribună, dar când intră în teren, lucrurile se schimbă. La fel este și în administrație, este ușor să judeci din afara cercului,
dar este foarte greu atunci când te lovești de problemele administrative. Ele au mersul lor, uneori este foarte anevoios, foarte greu. Cetățenii îți doresc de multe ori lucrurile să decurgă cât mai rapid și mai bine. Din păcate, nu că tu n-ai vrea să faci lucrurile astea. Ești obligat să respecti rând pe rând toate etapele care duc la o bună desfășurare a unei probleme. Și atunci, uneori cetățeanul crede că ori ești rău intenționat, ori nu ești binevoitor, ori, dar lucrurile nu sunt așa. Și de multe ori, și chiar în momentul de față, vreau să încerc scuze cetățenilor comunei, dacă uneori, pentru că e uman, e uneori greșești involuntar, dar niciodată nu am greșit voit când a fost de luat o decizie care să îmbunătățească cumva nivelul de trai al localității sau, de ce nu, a cetățenilor. Mult succes pe mai departe, mulțumim mult pentru participarea în emisiune și Crăciun fericit, sărbători fericite și dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru că transmiteți mie și localității Turcoaia aceste gânduri și vă așteptăm oricând cu dragă inimă în zona noastră, domnule Adrian. Eu sunt Adrian Boioglu, vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit în această emisiune pe Tulcea News. Vă sugerez mai departe, veniți cu propuneri de invitați. Avem oameni care se ocupă de destinele locuitorilor din județul Tulcea pe care vrem să intervievăm și cu care vom realiza de altfel astfel de emisiuni și pe viitor. Până atunci, eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!